Bine ați revenit, dragii mei, pe canalul Dr. Croșet și bine ați revenit în partea a doua a tutorialului Găinușe croșetate, un decor minunat, zic eu, cu care ne putem înveseli casa. Sper că ați terminat corpul. Eu aici am cusut, după cum se vede, și vom începe să facem celelalte părți componente, adică creasta, ciocul, gușa, așa, la găinușă și piciorușele, fiindcă am făcut așa o fantezie la găinușă să fie mai simpatică, două cismulițe. Haideți să avem spor și voie bună! Vom introduce, deci nu în primul ochi, ci în al doilea, chiar pe sub cele două firicele și de o parte și de alta. Un fir roșu, ridicăm 3 ochiuri de lanț și vom face 3 piciorușe duble neterminate, introducând prin același spațiu. Am scos fir, scoatem doar prin două fire, dăm după croșetă, introducem prin același spațiu, scoatem firul și scoatem apoi doar prin două. Am două piciorușe duble neterminate. Și încă unul. Doar prin două fire am scos. Am patru fire pe croșetă. Scot prin toate. Ridic 1, 2 ochiuri de lanț și mă duc în același spațiu și fac un picioruș alunecat. Asta ce înseamnă? Că eu am făcut un punct puf. Mă duc în următorul ochi. La fel, introduc, pătrund croșeta ca să iasă pe partea cealaltă. Pătrund cu croșeta. Așa, picioruș alunecat. Ridic 1, 2, 3 ochiuri de lanț, dau după croșetă, introduc în același spațiu, scot. Și de această dată voi face astfel. Scot doar printr-un singur fir și apoi prin două și las firul pe croșet. Deci am făcut picioruș dublu alungit neterminat. Vom mai face încă două. Dau firul după croșetă, introduc prin același spațiu, scot firul, scot doar printr-un singur fir, prin două și las firul pe croșet. Încă unul. Am vrut să înalț un pic acest punct puf. Doar printr-unul singur, prin două, am patru fire, scot prin toate și ridic 1, 2, 3 ochiuri de această dată de lanț și mă duc și introduc în același spațiu și închei cu un picioruș alunecat. Mă duc în următorul ochi. Fac un picioruș alunecat și voi face un punct puf exact cum l-am făcut pe primul. Ridic 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și 3 piciorușe duble neterminate vor urma. Scot doar prin două, las firul pe croșet. Introduc prin același spațiu, scot prin două fire, las firul pe croșet. Și încă o dată. Am patru fire pe croșetă, scot prin toate. Ridic doar două ochiuri de lanț de această dată și introduc prin același spațiu și închei cu un picioruș alunecat, un ochi de lanț și tăiem firul. Și astfel am făcut creasta. Vom ascunde firele, bineînțeles. Acum, cu firul portocaliu vom face ciocul.
Voi lua alizeul Bella. Foarte simplu și acesta. Am o croșetă de 1,1, deci o croșetă mai micuță. Vom ridica 3 ochiuri de lanț. O facem o primă buclă prima dată, da? Și ridic 1, 2, 3. În ochiul 2 voi face un picioroș scurt. Și în următorul ochi un picioroș alunecat. Acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț și la fel, mă întorc în ochiul 2 și fac un picioruș scurt și în următorul ochi un picioruș alunecat. Un ochi de lanț, trag de fir mai mult, fiindcă trebuie să ne ajutăm de el să ascundem ciocul în lucru. Însă aceste două fire le vom înoda. Și vom ascunde și pe acesta scurt în lucru. Uitați. Cioc pe care îl vom prinde, uitați, aici, dedesubt. Voi trage firele prin interior cu ajutorul croșetei. Uitați astfel. Uitați astfel, vedeți? Și am montat și ciocul. Acum, cu croșeta de 2, din nou, vom face două puncte puf, unul lângă altul. Adică, o primă buclă și ridicăm 1, 2, 3 ochiuri de lanț, vom da după croșetă și ne vom duce în primul ochi. Și în acest ochișor vom face două piciorușe duble neterminate, adică scot doar prin două firicele. Dau după croșetă, introducem în același ochi, scoatem doar prin două, uitați astfel, am 3 fire pe croșetă, și scot prin toate 3. Ridic 1, 2, 3 ochiuri de lanț, mă duc în același loc, în același spațiu și fac un picioruș alunecat. Ridic din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț și repet, adică în primul ochi introduc croșeta și fac un prim picioruș dublu neterminat. Dau după croșetă, introduc în același spațiu și fac un picioruș dublu neterminat. Am 3 fire, scot prin toate 3, ridic 1, 2, 3 ochiuri de lanț și mă duc în același spațiu și fac un picioruș alunecat. Încă o buclă, scot la fel firul mai lung să mă ajut de el, tai firul mai lung. Cer scuze, strâng de buclă. Da? Haideți să facem un nod și las un rând liber și trag de firicelele acestea. L-am ascuns și pe acela.
și uitați astfel. Pentru picioare vom ridica de o parte și de alta, da? Să fie și de o parte și de alta, dar ne ducem pe aceeași direcție de desubt, da? Și vom introduce croșeta pe sub un picioruș dublu. Acățăm firul roșu și vom face 25 de ochiuri de lanț. Uitați astfel, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lăsăm un pic și aici firicelul mai lunguț, fiindcă vom agăța cismulițele de el. Deci avem într-o parte aici și acum mă duc în partea asta la altă, deci aici. Da? Și fac la fel. Deci am lăsat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe duble între. Uitați că am reușit să, până la urmă, să deslipesc hârtia adezivă și am lipit de o parte și de alta ochișorii. Am ascuns toate firele. Piciorușele așa arată și haide să facem o cismuliță împreună ca să fie așa și mai drăgălașă și mai simpatică găinușa. Vom lua tot firul roșu, croșeta de 2 și vom ridica. Să mă focalizeze pe aceasta. Vom ridica 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Ne întoarcem pe cele 4 ochiuri de lanț. În ochiul 2, un picioruș scurt. În următorul ochi, un picioruș scurt. În următorul ochi, 3 piciorușe scurte. 1, în același ochi, 2, 3. Ne întoarcem pe partea asta la altă și vom face unde am făcut piciorușul scurt, introducem în dreptul lui croșeta și facem un picioruș scurt. Unde am făcut primul picioruș? În primul ochi, respectiv în ochiul 2, da? Mai bine zis. Tot acolo introducem croșeta, prindem și firul în lucru și vom face două piciorușe scurte. 1, 2. Și în total pe acest rând am 8 piciorușe scurte. Eu vreau să tai acest fir ca să nu mă încurc de el. Mă voi duce deasupra primului picioruș, voi încheia rândul. Un ochi de lanț, în primul ochi, tot aici, introducem și facem două piciorușe scurte. 1, 2. În următorul ochi, un singur picioruș scurt. În următoarele trei ochiuri vom face câte două piciorușe scurte, adică vom avea trei sporiri. 1, 2. Prima sporire. În următorul ochi. 1, 2. A doua sporire. Și în următorul ochi. 1, 2. În următorul ochi. Un picioruș scurt. Acum, în ultimele două ochiuri, vom face câte o sporire. 1, 2. În următorul. 1,
două piciorușe scurte. Și la final vom avea 14 piciorușe scurte. Încheiem rândul deasupra primului picioruș scurt cu un ochi alunecat. Aceasta este talpa. Un ochi de lanț. Vreau să agăț un singur fir, firul din partea exterioară și voi face încă un rând de piciorușe scurte, dar agățând un singur fir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și astfel am delimitat talpa de restul cizmei. Acum încheiem deasupra primului picioruș cu un ochi alunecat, un ochi de lanț. Acum vom introduce pe sub amândouă firicelele și lucrăm în primele patru ochiuri câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4. Acum vom face 3 scăderi. Agățăm fir, agățăm fir, scoatem prin două și facem un picioruș scurt. Agățăm fir, agățăm fir, scoatem prin două și facem un picioruș scurt. Haide să vedem. Să nu agățăm greșit. Da? E bine, aici e bine. Agățăm fir, agățăm fir, scoatem prin două și facem picioruș scurt. Trebuie să mai facem 4 piciorușe scurte ca să încheiem rândul. 1, 2, 3, ia să vedem, și în ultimul ochi, da, 4. Deci avem 11 piciorușe pe acest rând. 4 de o parte și de alta și cu cele 3 scăderi, deci 11. Un ochi de lanț, vom face la fel 4 picioruși. În primele 4 ochiuri câte un picioruș scurt. 2, 3, 4. Ce vom face? Aceste 3 ochiuri din față pe care le-am obținut în urma celor 3 scăderi, vreau să le scad pe toate 3. Adică mă duc și agăț un singur fir de la primul ochișor, un singur fir de la următorul și încă unul de la următorul. Încerc să scot firul prin aceste 3 bucle pe care eu le-am agățat pe croșetă. Am reușit. Și voi face un picioruș scurt. Și astfel am făcut o scădere aici în față și am rămas cu un singur picioruș. Mă duc în continuare și lucrez cele 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și haide să-l vedem și pe ultimul, este aici, 4. Unim cu un picioruș alunecat și am finalizat rândul cu 9 piciorușe scurte. Și uitați așa, ni se formează nou papucelul. Și ca să-i dăm forma de cismă, voi mai face încă 2 rânduri formate din 9 piciorușe scurte. Uitați. Înălțăm. Foarte frumos. Vom face un ultim rând astfel. Voi ridica un ochi de lanț. Mă voi duce în ochiul 2 și voi face un picioruș alunecat. Un ochi de lanț,
Mă voi duce în ochiul 3, un picioruș alunecat. Un ochi de lanț, mă voi duce în ochiul 4, un picioruș alunecat. Un ochi de lanț, un ochiul 5, un ochi alunecat. Un ochi de lanț, în ochiul 6, un picioruș alunecat. Un ochi de lanț, în ochiul 7, picioruș alunecat. Un ochi de lanț, 8. Și în ultimul ochi, un picioruș alunecat. Tragem noi de firicel, tăiem și gata, cismulița, dragii mei. Cismulița o vom prinde de cele 25 de ochiuri de lanț, vom introduce prin talpă croșeta, scoatem prin cismuliță, uitați astfel, și tragem firul pe care eu l-am lăsat mai lung, da? Și ochiurile de lanț trebuie să vină în talpă, ele acolo se opresc, da? Nu tragem foarte tare, uitați. Și vom ascunde firicelul în lucru și gata, cele două cismulițe, ca să vină frumos atunci când găinușa mea este așezată, uitați, și atârnă piciorușele așa să fie haioasă. Iată, dragii mei, două surate, una mai mare, una mai mică, una dintr-un fir mai gros și cu mai multe ochiuri la cercul de bază și una mai micuță un pic. Una cu ochișori, cu siguranță, una cu ochișori lipiți. Eu zic că sunt haioase, că merită să ne înfrumusețăm casa cu așa lucrări unicat. Vă doresc spor și pe curând la un nou proiect minunat, însă vă voi lăsa și în descriere o altă decorațiune. Poate vă încântă și aceea să o lucrați, nu-i așa? Vă pup, toate cele bune, pe curând!